veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Vom aborda un aspect al activității bisericii, o lucrare care se desfășoară, botezul în apă. Din punct de vedere biblic, să privim la această lucrare sfântă. Botezul în apă sau botezul cu apă este o practică creștină nou-testamentală, însă este prefigurată încă din Vechiul Testament. Existau acele spălări rituale și, de asemenea, în mod simbolic, spune în 1 Corinteni 10, punctând momentul trecerii Mării Roșii, 1 Corinteni 10:2, toți au fost botezați în nor și în mare. Deci, trecerea aceea prin apă a fost socotită ca un simbol, vizând, printre altele, botezul, nu pentru Moise, ci pentru Iisus, Moise credincios ca slugă, Iisus credincios ca fiu, Vechiul Testament, umbra lucrurilor, Noul Testament, realitatea deplină. De asemenea, despre botez, citesc în Evrei 6, unde este considerat ca un adevăr primar, un adevăr începător, scris aici, alături de altele, și citim primele două versete. Să lăsăm adevărul începătoare lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moartei și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Sunt lucrurile acestea legate împreună, care formează fondul de bază a unui creștin. Deci să privim la botez în prezentare biblică, în forma lui reală, în locul în care îl ocupă alături de celelalte boteze. După cum spunea Domnul Iisus, Ioan v-a botezat cu apă, iar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt, și se face referire și la botezul cu foc. Vom împărți lecția în două. Mai întâi, doctrina botezului, deci învățătura despre botez, și partea a doua, practici biblice despre botez. În ce privește prima parte, doctrina botezului, are și ea la rândul două subpuncte. Primul, instituire. Deschideți la Luca 20, unde într-o discuție în care Domnul este întrebat de unde are puterea să facă lucrările pe care le prezenta, el îi întreabă: botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Și ei și-au zis: dacă răspundem din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și tot Dorodul, scrie versetul următor, era încredințat că Ioan era un proroc. Și lângă acest verset, unde este dovada dată de Domnul Iisus Hristos asupra faptului că botezul venea din cer, că a fost ideea lui Dumnezeu, el l-a inițiat, întoarceți, vă rog, și la Ioan capitolul 1, unde el se exprimă foarte clar de ce botează. Ioan 1:33. Eu nu-l cunoșteam, zice el despre Iisus, dar cel ce m-a trimis să botez cu apa, adică Tatăl din cer, mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Deci Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Ioan să boteze. De altfel, era și profețit în Maleahi: iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. De asemenea, Domnul Iisus Hristos a fost botezat, este clar, și a poruncit botezul. Citesc doar Matei 28, unde după înviere însărcinează cu ceea ce este numită marea trimitere pe ucenicii săi, cei 11 rămași fidele. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh. Și atașat, învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Deci când Domnul i-a trimis să facă ucenici să boteze, s-a angajat că va fi cu ei. Și de altfel, nici n-am putea să gândim botezul fără o prezență a Domnului la toată această lucrare. Al doilea subpunct, de la prima parte, cadrul biblic al botezului. De-a lungul celor 2000 de ani de creștinism, tradițiile și-au făcut lucrarea lor, și oamenii, motivați de diferite situații, au schimbat, cum este bine cunoscut, botezul de la maturitate, făcându-l la copii mici. După sute de ani au schimbat și practica prin scufundare. Botez, de fapt, înseamnă scufundare, pornind de la termenul în limba greacă, procedând la botezare prin stropire. Dar nu doar acestea sunt neclaritățile ca și formă. Un aspect mai grav este când să fie botezat un om, că poate fi botezat prin scufundare, să-i face o imersiune la câțiva metri. Dar dacă el nu este schimbat, nu stropirea ar încurca lucrurile. Și multe și multe lucruri care pot să derive de aici. Deschideți la Luca 3. Vreau să privim mai întâi la cuvânt și botez. Luca 3, versetul 3. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului,
și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. El propovăduia. Și un capitol din propovăduirea lui era rezervat botezului. Și primirea celorlalte capitolele propovăduirii ducea la botezare. Botezul nu și-ar avea niciun sens dacă nu este vestit oamenilor cuvântul. Ioan n-a fost trimis numai să boteze. Că dacă îi putem zice Ioan Botezătorul, i-am putea spune la fel de bine Ioan Propovăduitorul, că Isaia spunea despre el, iată glasul, n-a zis iată mâinile celui ce botează. Mâinile făcea operația de botezare, dar mai întâi glasul își făcea lucrarea. Și în Efeseni 5 avem ceva foarte important, unde scrie despre biserică, de altfel aminteam că botezul este actul de intrare a oamenilor în biserică, Efeseni 5, versetul 26. Spune despre biserică, referitor la Domnul Iisus. Ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Este indisolubilă relația aceasta a cuvântului cu botezul. Ba încă, acea naștere din apă, uneori este confundată și unii cred că se referă strict la botezul în apă și alții cred că se referă la nașterea din cuvânt, din apa cuvântului. Dar sunt așa de legate una de alta, încât ar fi o greșeală să le separăm noi pe undeva. Cuvântul și botezul sunt strâns legate și sunt legate de la origine. Ioan propovăduia și boteza. Cuvântul lucrează în dreptul oricărui membru din biserică și curățirea se face prin cuvânt și prin botez. Așa de altfel și sună versetul. După ce a curățit-o cu botezul cu apă prin cuvânt. De aceea, uneori suntem întrebați, făcându-se referire sumar la unele texte din Evanghelie, de ce nu sunt botezați oamenii repede? Fiindcă trebuie botezați cu apa cuvântului, nu doar cu apa aceasta H2O. Că altfel n-ar fi lucrarea întreagă. Ioan propovăduia și în Evanghelie, în fapte, sunt scrise relatările acolo pe scurt, că într-un verset scrie că propovăduia și în celălalt și boteza. Dar acolo când zice că era propovăduire masivă, uneori erau lecții zile întregi. Plus că oamenii, mai cu seamă la evrei, erau crescuți într-o educație religioasă. Un alt aspect, deschideți la Matei 3, mărturisirea, pocăința și botezul. Tot din lucrarea lui Ioan Botezătorul citesc versetul 6. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saducei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Botezul fără mărturisire este ca și cum ai spăla pe un om îmbrăcat. Nu iese mizerie de sub haine. Ca să facă un om baie în sens fizic, trebuie să dezechipeze întâi. La fel, mărturisirea are rolul ca omul să se debaraseze. Și chiar expresia mărturisire în original nu înseamnă a te mărturisi doar în interior, în a spune lui Dumnezeu, ci relevă acea stare de a da afară, chiar a fi văzut. Și la botez este absolut necesar ca oamenii să se mărturisească și de-abia apoi să fie spălați după ce s-au dezbrăcat de vechile lor fapte și atitudini. Și mărturisirea este legată de pocăință, în sensul că omul se dezice de vechile stări, ca oamenii din jur să-și aibă dovada că nu le mai face. Este dovada că s-a dezbrăcat și acum se îmbracă cu alte haine. Sau cum face comparația în Luca, sunt foarte multe comparații ale stării omului vechi și omului nou. Este comparat uneori cu relieful, locuri stâncoase, mlaștini, să fie îndreptate, să fie pământ arabil, folositor. Este comparată cu o livadă, pom care n-au făcut roade, acum să facă. Este comparată cu domeniul școlii, unii care au avut învățători răi, dar cum să se schimbe. Este comparată cu o arie care făcea neghină, de acum face grâu. Și exemple ar putea să continue. În jurul botezului, și asta din nou dovedește că cere timp, că faptele nu pot fi dovedite de pe azi pe mâine. Faptele sunt comparate cu roada. O roadă are nevoie de un sezon, cel puțin de la un anotimp la altul, să se vadă dacă este roadă sau nu este roadă. Să scuturăm cele vechi, cum spune Pavel, toate cele vechi s-au dus, mărturisirea aceasta chiar către oameni în fața celor care îi botează, și apoi acea dovadă a schimbării vieții. În al treilea rând, credința și botezul. Deschideți la Roman 10. Este cunoscut faptul că atunci când oamenii sunt botezați, ei sunt întrebați scurt să declare credința lor. Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței
pe care îl propovăduim noi, ce spuneam înainte, relația cuvântului cu botezul. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, că botezul are legătură cu moartea și învierea, vei fi mântuit. Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Dumnezeu pune foarte mare accent pe cuvântul declarat de om. Are valoare înaintea lui Dumnezeu, are autoritate în fața demonilor și este modul de exprimare și de înțelegere dintre oameni. Cuvântul. Oamenii între timp, fiindcă s-au străcat, au ajuns să aibă nevoie între ei de acte doveditoare. Dar în mod normal, între oamenii sinceri și neprihăniți și în fața lui Dumnezeu, ar fi suficient cuvântul. Dar fiindcă oamenii n-au numai da și nu și nu sunt oameni de cuvânt, a fost nevoie să se introducă fel și fel de acte doveditoare. Dar în fața lui Dumnezeu, cuvântul rămâne valabil. La Dumnezeu nu există verba volant. Nu zboară vorbele. Vorbele rămân, au valoare. Și de asemenea, tot în ideea aceasta a credinței declarate, citim în 1 Petru 3, unde de la versetul 20 se face referire la corabia lui Noe. O prefigurare a botezului. Oamenii trec prin apă, rezistă și rămân deasupra. Lumea de atunci a fost nimicită cu apă și pământul a fost scos apoi cu ajutorul apei ca la început. De asemenea, spune versetul următor, icoana aceasta închipuitoare, adică imaginea, simbolul acela al corăbiei și chiar simbolul botezului, dacă vreți, vă mântuiește acum pe voi, dar ne mântuiește în complexitatea ei, nu doar actul acela de scufundare și ridicare. Botezul împreună cu mărturisirea, împreună cu pocăința, împreună cu cuvântul auzit și cu cuvântul mărturisit în final, și zice mai departe, care nu este o curățire din tineciune trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, învierea fiind baza. Și rețineți expresia aceasta, mărturia unui cuget curat în relație cu credința, și vom citi apoi în 1 Timotei 1:5. Ținta poruncii este dragostea, scopul final, desăvârșirea, care vine dintr-o inimă curată, într-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcut. Dacă un om a ajuns la înțelegerea de 100% că este păcătos, că ar fi trebuit să moară și că Iisus Hristos a murit în locul lui, lucruri obișnuite pentru noi, adevărul începătoare, și face acea mărturisire dintr-un cuget curat, fără nici vreun amestec exterior, fără niciun concept a priori, fără nicio prejudecată, are o așa valoare încât îl poate ține pe linia cea bună și să-l ducă până la țintă. Și spune versetul 19, și să păstrezi credința și un cuget curat, acea sinceritate a omului dinăuntru. Și în al patrulea rând aici, privim la botez ca simbol și procedură, Romani 6. Scrie de la versetul 3, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Și versetul următor reia ca să fie clar. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Domnul Iisus Hristos, după ce a fost răstignit, a fost coborât în mormânt și ridicat prin înviere de acolo. Omul nostru cel vechi, cu care s-a unit Domnul pe Golgota luând asupra Lui păcatele noastre, intrând în comuniune cu noi, făcându-se una cu noi, a fost răstignit, adică așa răstignirea eului. Și de-abia după răstignirea eului trebuie băgat omul în apă, ca simbol a îngropării, că i-au făcut proba Domnului Iisus și l-au străpuns în coastă să vadă dacă este mort. Și cei care sunt gata pentru botez trebuie și ei înțepați, să vedem dacă nu mai mișcă, să nu-i îngropăm, care nu-i răstignit și nu-i mort. Și după aceea vor fi scufundați și prin credință, că altfel n-are cum să învie un om mort. Nu este un proces fizic. De aceea spune, într-o moarte asemănătoare cu a lui suntem botezați și prin credință în viață. Omul declară și prin gura lui, prin cuvântul credinței, Duhul lui Dumnezeu îl activează la acea viață nouă. De aceea nu este compatibilă lucrarea celor care îi botează prin stropire, ci numai celor care îi scufundă. Nu este simbolul real. Nu știu exact și credința cum este. Că dacă eu cred bine, trebuie și să fac bine. Apoi, de la gândul acesta, că noi suntem botezați
cum spunea versetul 3, în moartea lui și tot botezul se învârtește în jurul Domnului Iisus, deschideți la Fapte 19, unde întâlnește Pavel niște ucenici al lui Ioan Botezătorul care fuseseră botezați doar cu botezul pocăinței. 19:4. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și el spunea că asta e numai prima parte. Spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Și aici se încurcă oamenii. Când zice în repetate rânduri, în Fapte, referitor la bisericile la început, că au fost botezați în numele Domnului Iisus, asta n-are de-a face să încurce Trinitatea, cum cred cei cu botezul a doua oră, că nu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ci că a fost Tatăl, cu vremea s-a schimbat în Fiul și cu vremea s-a schimbat în Duhul Sfânt, ci doar unul în ipostaze, în timp diferite, n-are de-a face cu așa ceva, n-are de-a face nici cu formula aceea, că ar fi o contrazicere pe care Domnul enunța în Matei 28, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, ci când zice aici că ei nu cunoscuseră decât botezul lui Ioan și i-a botezat în numele Domnului Iisus, vrea să spună că i-a botezat în moartea Domnului prin care ei pot să fie mântuiți. I-a botezat arătând valoarea botezului prin prisma lucrării Domnului. Adică i-a botezat în virtutea faptului că Domnul a murit, potrivit cu ceea ce citeam în Romani. Nu neagă pe Tatăl și pe Duhul Sfânt. Și când zice, repet, în cartea Faptele Apostolilor, botezați în numele Domnului Iisus, se referă la botezul asemănător morții și învierii Domnului, nu la vreo altă referință. Și ca să înțelegem și mai bine, citesc și din Galateni 3, versetul 27. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Adică nu Tatăl sau Duhul Sfânt au efectuat lucrarea propriu-zisă. Tatăl l-a trimis, Duhul Sfânt a venit după aceea, dar lucrarea în mod concret, pe baza căruia suntem noi botezați, a făcut-o Domnul Iisus de aici să fie botezați în numele lui Iisus. Adică El a deschis drumul să fie botezați datorită morții și învierii Domnului Iisus. Și tot în legătură cu Domnul Iisus citim în 1 Ioan 5, de la versetul 6. El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Și versetul 8, partea finală, că cei în paranteze unii contestă că ar fi în manuscrisele originale, Duhul, apa și sângele și acestea trei sunt una în mărturisirea lor. Discutam noi la vremea potrivită când am vorbit de evrei la ieșirea din Egipt, că Dumnezeu a lăsat apa ca un element vital al vieții să slujească drept martor. Cum în alte împrejurări, pentru Israel, a luat martor cerul și pământul, elemente fizice ale cosmosului. Aici, apa joacă rolul de mărturie. Vreau să privim acum la practicile nou testamentale, partea a doua. Vom aborda aici mai întâi perioada Evanghelilor și apoi perioada Bisericii, începând cu Faptele Apostolilor. Deschideți la Matei 11. Ioan Botezătorul, despre care scrie în 11:11, și de aici puteți să înțelegeți valoarea botezului. Valoarea unui botez pe baza cuvântului. Adevărat vă spun că între cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. A citit în Biblie că Ioan Botezătorul a făcut semne și minuni, că a condus Israelul sub diferite forme, militar, sau că a făcut alte multe profeții? Nu! Or, prin ce Ioan Botezătorul a fost mai mare? Prin lucrarea ce a făcut-o. Asta arată cât de mare este această lucrare dacă el este cel mai mare. Dacă el îl întrece pe Moise, pe Ilie și pe alții, dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Și în versetele următoare, 12 și 13, este prezentată lucrarea lui Ioan ca una de trecere din Vechiul Testament în Noul Testament, de la Vechiul Legământ la Noul Legământ. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția celor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Dacă în Vechiul Testament semnul legământului era tăia împrejur, acolo când te nășteai intrai în legământ și te tăia împrejur tata și preoții. Exista o ordine genealogică, o ordine națională pentru mântuire. De la Ioan Botezătorul, și asta e o altă dovadă că botezul se face la maturitate, nu se mai respectă ordinea care cum se naște. Și care cum vrea, că la botez merge să-l primească numai și el care vrea. De aceea spune că de la Ioan s-a schimbat prioritatea.
și merge să fie botezat cine vrea, adică cine crede. Deschideți acum la Ioan 3 și vom vedea că Domnul Iisus, cum și-a început lucrarea, știți, între ei a fost 6 luni, între Ioan Botezătorul și Domnul Iisus, și au început-o aproximativ la aceeași vârstă, a continuat seria botezelor. Și scrie Ioan 3:22. După aceea Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Aici, și chiar în perioada apostolică, este o diferență față de unele practici prezente. Domnul Iisus era cel mai mare, dar nu boteza el, boteza ucenici. Pavel în echipa lui era cel mai mare, dar nu boteza el, și botezau colaboratorii. Petru, cel cu cheile, a deschis ușa mântuirii pentru neamuri în casa lui Corneliu, dar n-a botezat el, și a poruncit, probabil cei câțiva oameni care au fost cu el, ei să-i boteze. Deci, de la Ioan Botezătorul a început prima etapă a botezului. Și el spunea, nu aici ai totul. Care era mesajul lui Ioan Botezătorul? Pocăiți-vă că împărăția celor este dar Domnului Iisus. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția este aproape. Înseamnă că Ioan doar vrea să se apropie de Dumnezeu după înțelegerea care aveau ei până atunci, dar nu le-au adus vreo veste nouă în plus. Că Ioan nu le-a spus, cine se botează a fi mântuit după altă modalitate. I-a ținut puțin în suspans, de aceea a fost un interval atât de scurt între Ioan și Iisus. Domnul Iisus a spus, până la Ioan au ținut legea. Și Domnul, prin acest cuvânt în plus, Evanghelia, a adus, de fapt, lucrarea sa, că el a început să vestească, de fapt, că a venit să moară. Ioan n-a avut mandatul să vestească asta, doar să-i trezească pe oameni. Și de aceea Iisus cu ucenicii a și completat lucrarea lui Ioan. Dar ucenicii lui Iisus n-au botezat în numele Domnului. Să boteze în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Asta au primit însărcinare după înviere. În timpul activității Domnului 3 ani și ceva, ucenicii au botezat norodul în completare după Ioan Botezătorul. De-abia din fapte 2 încep ei să boteze în numele Domnului, pe baza morții, că nu era baza până atunci. După ce a început lucrarea din fapte 2, cu aceasta trecem la partea cealaltă, perioada bisericii. I-am întrebat uneori pe unii, vrând să-i încurc ca să-ți descurce după aceea, după ce studiați. De câte ori au fost botezați unii? Ioan a botezat, au venit ucenicii și au botezat și ei mai mulți ca Ioan. După aceea din fapte 2 s-au apucat din nou și au botezat. Câte boteze au avut oameni? Deci vreau să înțelegi indistinct botezile lui Ioan sau ucenicilor Domnului până la Rusalii, boteze spre pocăință și botezul de după Rusalii, botezul în apă, pe baza morții și a învierii Domnului, de aceea spune în numele Domnului Iisus, botez în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Că Tatăl era cel care conducea lucrarea, în numele Domnului Iisus era botezul și Duhul Sfânt era deja în biserică. Descrieți la fapte 2, asistăm în Noul Testament la 3 situații distincte. Boteze în biserică, în masă, de exemplu cum botezăm și astăzi, 40-50 de candidați odată. La Ierusalim erau cu miile. Boteze la nivel de familie, când botezau în urma propovăduirii o familie întreagă. Sau boteze la un singur individ. În fapte 2:38 scrie, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, de altfel asta a fost și tema predicii lui, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și versetul 41, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. O masă de oameni. Tot botez în masă, întâlnim în Samaria, în fapte 8, în urma propovăduirii, spune versetul 5, Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Vedeți? Și aici unde zice versetul 12 că i-a botezat și face referire la numele lui Iisus, leagă tot de lucrarea Domnului. Dar când au crezut versetul 12 pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Nici de cum copii. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Nu știu exact dacă au mai fost alți Simoni în Samaria, nu știu exact nici în Ierusalim câți oameni falși au fi botezat, de altfel nu știu, de exemplu, despre Anania Safira, dacă au fost falși de la început sau s-au falsificat după aceea. Sunt unii care se strecoară de la început falși. Am avut situații, au fost tineri care s-au botezat pentru o fată și când fata nu s-a mai căsătorit,
altul n-au mai venit. Sunt unii care s-au pocăit, în mod sincer, dar poate n-au avut o bază, sămânța a prins, s-au bucurat ca și în sămânța a doua că stă pe stâncă, când a venit o ispită, s-a supărat și gata a fost. Pot să aibă loc asemenea situații. Și nu înseamnă că a fost de vină Filip, dar asta nici nu înseamnă să-i botezăm pe toți fără vreo grijă. Pentru că nu se pierde doar omul, se complică situația. Este numele Domnului, batjocorit din pricina lui. Ceilalți sunt încurcați și nu toți se duc. Că Simon, așa firesc cum a fost, n-a avut de gând să se ducă în lume, el vroia să rămână în biserică și să facă lucrare. Și oamenii aceștia nu sunt ușor de sesizat de către biserică. Sunt situații în care Duhul Domnului ne înștiințează că anumiți oameni sunt falși și urmăresc scopuri firești. Sunt oameni care sunt ascunși. Dacă e ascuns, cum să știi ce e în el? Numai dacă Dumnezeu îți descoperă. A venit Anania și Safira cu banii. Și în vremea noastră, când vine cineva cu bani, ori din țară, ori din afară, poate socotim că ăsta este un act bun de dragoste. Dar Pavel spune că poate cineva să-și dea toată averea, nu doar parte din avere, sau o zeciuială dublă, sau mai mare. Și totuși înăuntru să fie fals. Și este aici nevoie de o sensibilitate spirituală. Și Domnul să o dea lucrătorilor și întregii biserici. Amin. De asemenea, în Corint, citesc Fapte 18, a fost mulțime de oameni care au venit la Domnul, dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și mulți dintre corinteni care au zis pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Știți că Pavel, care cu atâta dragoste a lucrat în Corint, apoi ajunge să declare în 1 Corinteni 1 despre ei și chiar legat de botez, 1 Corinteni 1 cu 14. El zice referitor la faptul că unii vreau să facă partidă în dreptul lui și să scoată pe el în față. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi afară de Crisp și Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, am mai botezat și în casa lui Ștefan încolo, nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Uneori sunt fel și fel de preferințe. Poate unii ar fi vrut să-i boteze Pavel, alții ar fi vrut, nu, eu, până vine Petru, el să mă boteze. Și uneori la diferite acte de cult sunt preferințe. Dar dacă nu-ți botezați în numele Domnului, zice Pavel, deja v-aș fi botezat eu sau bine îmi pare că nu v-am botezat. Domnul este cel care face lucrare. Și ca și în Vechiul Testament, să nu fim uneori ca și în Aman, nu, eu vreau să iasă la mine Elisei. Să iasă cine ieși, numai să se facă lucrarea. Că dacă nu, nu ne-ar fi niciun folos cine iese. De la Domnul doar să vină și să fim primiți. Se primim acum la boteze la nivel de familie, Fapte 16. În Europa așa a început lucrarea. O femeie dintr-o familie a fost la slujbă, spune în versetul anterior, Domnul a deschis inima, ea a ascultat cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă, Domnului, intrați și rămâneți în casa mea și ne-a silit să intrăm. Când să boteze un om? Când îl socotești credincios. Dumnezeu a dat libertatea aceasta lucrătorilor când se considere că un om trebuie botezat. Ioan Botezătorul a avut discernământul acesta și le-a spus la unii, pui de năpârci, voi de ce ați venit la botez? Și tot o familie, familia temnicierului, și 33, i-a luat la el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Frumos! Temnicierul i-a sculat pe toți ai lui și la propriu și la figurat și noaptea aceea s-au trezit din moarte la viață, din somn la adevărata realitate. Sunt cele mai frumoase situații, sunt frumoase și acelea când se botează o mulțime de oameni. Dar deja se botează 200 și aici nu se botează toți din casă. Tot nu-i mare împlinirea. Atunci e frumos când se botează toată casa ta și dacă se poate, se boteze mai mulți. Dar nu stăm după alții. Sunt date în Biblie situații în care s-a botezat numai unul. În Fapte 8 este cazul famenului și s-au întâlnit și în vremea noastră situații când unul s-a dus în altă parte și când a venit de acolo a venit botezat. Gândiți-vă cum s-a fi pregătit famenul să prezinte lucrarea în Etiopia. Uite ce mi s-a întâmplat pe drum și poate a lui din casă l-au întrebat cum a fost și cine a fost. Și cum spunea fratele, lucrătorul a avut emoții și îndoieli și deznădejdea și necredința l-a tulburat. Credeți că el n-a avut probleme? Mai cu seamă când este câte unul singur? 8 de la versetul 30. Filip a alergat și a ajuns pe etiopian, a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El a zis, înțelegi tu ce citești? Relația botezului cu cuvântul ce am punctat înainte. Apoi relația botezului cu credința ce spuneam, versetul 37. Și cu mărturisirea și cu schimbarea vieții, când zice versetul 36. Uite apă, ce mă împiedică? Sunt lucruri care împiedică și care trebuie să date la o parte. Și apoi cu credința. Dacă crezi din toată inima. Deci e ușor să declare cineva credință.
Nu ați văzut pe cineva la botez care să nu declare credință? Dar să fie asta din toată inima? Credința este o încredere neclintită. Și a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă. Și aici o dovadă că în apă și la Domnul Iisus, că după ce au ieșit din apă, cu imersiunea, cu scufundarea, și a botezat pe fameni care și-au văzut apoi de drum plin de bucurie. Și versetul 18, Saul, chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Mai sunt și alte situații, cum ar fi cazul lui Corneliu, când toată familia, dar mă apropiu de încheiere punctând două lucruri. Botezul practicat și la evrei și la neamuri sau botezul practicat pentru cei care sunt născuți în biserică sau pentru cei care vin din afară. Pentru Israel și pentru cei care sunt crescuți într-un mediu creștin, botezul înseamnă întoarcerea cu fața spre Domnul și alipirea de El. Iar pentru cei care sunt departe, înseamnă să vină la Domnul. Pentru Israel, botezul nu însemna să-i familiarizeze cu o nouă religie, că le predica din cartea lor în sinagogă, dar însemna conceptual poate, sau pentru unii numai practic, cum sunt copiii noștri, să se întoarcă spre Domnul și cuvântul să-și facă lucrarea în viața lor, să-și vadă starea de păcat. Eu am văzut la copiii crescuți în biserică, am văzut diferențe majore cu ocazia botezului. Am văzut unii care s-au mărturisit și lucruri copilărești, nu păcate grave, dar au avut pagini întregi de mărturisire. Și alții care au spus, n-am ce să mărturisesc. Eu îmi dau seama că a fost sincer, nu că mă minte. Dar n-a lucrat la cugetul lui cu asemenea finețe și o asemenea lumină Duhul lui Dumnezeu ca să vadă orice firicel de praf. Și acolo nu s-a ajuns la nivelul acela de mărturie a unui cuget curat. Nu s-a ajuns la nivelul acela și botezul este superficial. Nu că nu crede, nu că nu vrea să îndrepte. Dar nu este topită firea să se facă sudura cu Dumnezeu. Și dacă nu este atins nivelul acela maxim, o să fie probleme după aceea. Va trebui ulterior să se facă lucrarea. Și spune Biblia că este un singur botez. Și descrieți la Efeseni 4. Acea unică șansă trebuie jucată cu maximă eficient. Să luăm o comparație. Un tânăr sau o tânără. E mare, e normal să se căsătorească. Dar una este să se căsătorească într-o înțelegere de plină că partenerul sau partenera lui de viață este venită de la Dumnezeu, că se potrivesc, că sunt os din oase și carne din carne. Se pot uni atunci. Și alta este să se căsătorească, să zică cineva, dacă e mai trecut în vârstă, păi acum vremea trece. Cum a zis cineva, am auzit când i-a spus un lucrător, ești o fată credincioasă, el este firesc, este cu probleme. Și ea a zis, da, dă-mi altul mai bun. Nu vezi că băieți au plecat din țară. Deci una este să zică cineva, tot e bine să mă botez. E bine să mă apropii de biserică. Și faci om bine. Dar alta este să aibă înțelegerea acestui unicat dumnezeiesc. Spune versetul 5, este un singur botez. Și citesc de la versetul 1. Vă sfătuiesc, dar eu cer întemnițat pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup și sunt date aici 7 lucruri de câte unul. Numărați-le, un singur trup, un singur duh, cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre, este un singur domn, o singură credință, un singur botez, este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care lucrează mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Deci, lucrarea aceasta te lansează și te echipează pe orbita veșnică, dar dacă din start pornim cu probleme, tot timpul sunt probleme pe drum. Este ca și cum ai pleca la drum cu mașina nerezolvată și neechipată de la service. Poate că pe drum întâlnești pe cineva, poate că te duci așa târâind, hârmâr, dar sunt probleme. Vă rog din toată inima, rugați pe Dumnezeu să realizeze o înțelegere și o lucrare practică de o așa manieră biblică, încât atunci când oamenii se botează să fie cu adevărat intrați în Iisus Hristos. Fiindcă biserici în toată țara, și dacă privim în alte țări, este și mai pregnantă ideea. Am botezat oameni firești și avem biserici firești. I-am botezat firești, că nu i-am lăsat să se coacă. Că poate cuvântul nu și-a avut lucrarea pe deplin. Trebuie provocați la mărturisire sub diverse forme să ajungă la acea curăție a cugetului. Ca atunci când se face lucrarea aceasta, noi să o facem jos și actele să se încheie sus. Dumnezeu se poate înfia cu adevărat și lucrarea să fie una în numele Domnului. Adică procesul acesta pentru care Domnul a suferit atât de mult și în care Dumnezeu a investit
Este actul cel mai măreț din univers, moartea și învierea Domnului. Și botezul chiar asta o simbolizează. Ori dacă noi nu realizăm prin lucrarea noastră la adevărat parametrii lucrarea aceasta a botezului pentru Iisus, de includere în Iisus, în trupul bisericii sale, atunci este o vinovăție pentru noi, pentru lucrători și pentru toți care suntem coparticipanți la această lucrare sfântă. Domnul însă să ne dea lumină și harul său binecuvântat. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.